Autoarea de literatură creștină Ligia Seman a lansat recent un nou titlu. Este vorba despre romanul psihologic Suflet și Virtual, în 2 volume. În această carte, Ligia Seman a dorit să ofere răspunsuri bazate pe principii biblice la diverse subiecte precum dependențe, lumea virtuală, singurătate, respingere și abuz. Este un roman de actualitate, chiar titlul spune despre el, de suflet și virtual. Deci am vrut să redau pe paginile acestui roman ceea ce se confruntă generația noastră, deci dependența de computer, de jocuri electronice, singurătate, respingere, abuz. Chiar am tratat și problema prostituției româncelor din diaspora, pentru că româncele sunt chiar pe locul 1. Dar toate acestea cu soluții și astfel încât acei care vor citi această carte să se regăsească, dar totodată să înțeleagă chemarea pe care o au și să înțeleagă importanța de a fi o soluție a lui Dumnezeu pentru această generație. Alte titluri semnate de Ligia Seman sunt Funile dragostei, Handicapul conștiinței, Tragedie și triumf, Portrete din cioburi, Domnind peste împrejurările vieții și Perla suferinței. Autoarea este invitată să vorbească la numeroase seminarii și conferințe, atât în țară cât și în străinătate.